Lidl de pe Bulevardul Timișoara numărul 52 este flancat de investiții imobiliare rezidențiale. Acesta este un magazin la standarde europene ca toate celelalte 10 din preajma Bucureștiului. Și în spate avem complexul de clădiri ce face parte din investiția lui Gran Via Rezidenția, din, cum ați văzut imaginile satelitare din 2018, era un întreg șantier aici, aproape de ieșirea de pasajul Rubeșului San Plaza Mall. Ce vă pot spune este că până în 9 decembrie 2019 s-au vândut circa 45% din apartamentele și garsonierele tip studio construite până acum. Este vorba, până acum s-a construit în acest complex o suprafață construită de 35.000 de metri pătrați, atât pe lățime, lungime, cât și pe înălțime. Este vorba despre practic 8.950 de apartamente și studiouri. Cel mai mic apartament tip studio, adică garsonieră mai pe românește, are în jur între 34 și 37 metri pătrați utili, iar cele cu 3 camere au în jur de 74 de metri pătrați utili. Urmează să mergem la un alt punct de aprovizionare pentru acest cartier, Penny Market, aflat pe Bulevardul Timișoara numărul 46. Cartierul acesta se află pe Bulevardul Timișoara numărul 58. Iată cartierul cu locuri de joacă pentru copii. Așa, și să vedem în continuare clădirea Credit Europe Bank, care este o investiție dinainte de 2011, și aici muncitorii încă lucrează. De asemenea, pe această parte cu investiții imobiliare pe Bulevardul Timișoara, pe partea dreaptă, cum avansez spre industriilor, și trotuarele au fost bine delimitate cu stâlpișori din beton, astfel încât mașinile nu mai pot parca să se suie pe trotuare, și le-au fost proaspăt asfaltate și netezite. Chiar vis-a-vis de blocurile ANL construite după anul 2000, pe Bulevardul Timișoara numărul 46, tocmai v-am arătat anterior imagini de după postul Sfintei Marii 15 august. Vara s-a mai domolit de la... Eram pe adresa Bulevardul Timișoara 58 ABCDFGHI. Chiar aici se află aproape de noile cartiere și vechile cartiere ANL și noile cartiere de la Gran Via Rezidenția, o Penny Market plin de surprize pentru cei mici și de reduceri pentru cei mari, o parcare generoasă în spate cu alte magazinașe, o parcare suită, și vis-a-vis avem și Profi, tot pe Bulevardul Timișoara. Acesta este cartierul rezidențial cel nou, construit chiar în fața blocurilor ANL, cu parcare, acces controlat la barieră. Și vedem imagini și din spate. O parcare pusă la dispoziția mai micuță înainte de a intra în complex, pusă la dispoziție de primăria sectorului 6. Văd că
marcajele sunt proaspăt trasate. Și pentru cei care vor să fie clienți premium, nici la 100 de metri distanță, mergând către calea Valea Oltului, se află o benzinărie OMV transformată dintr-o veche benzinărie Petrom. Și cu asta am încheiat. Vă așteptăm la noi ediții.